lăudabilă această acțiune a Federației cu acest proiect, cu burse gratuite către copii, ținând cont de faptul că tenisul se știe că este un sport extrem de costisitor. Spuneți-mi, având în vedere că Federația s-a confruntat cu probleme de finanțare și încă se mai confruntă, diverse procese, litigii, bănuiesc că copiii probabil au avut cel mai mult de suferit și totodată părinții acestora. Știu cazuri în care părinții au fost nevoiți să facă credite pentru a susține copiii în alta performanță. Dacă ar fi în momentul acesta să le oferiți un mesaj părinților care și-au susținut necondiționat copiii în acest sport, care ar fi acela? Da, este adevărat că, din păcate, astăzi nu se mai face selecția care ar trebui să facă, să copilul să dea anumite norme sau anumite teste, că astăzi este extrem de important să vezi capacitatea copilului de concentrare, de motivația copilului și, sigur, capacitățile motrice. Din păcate, în cele mai multe rânduri, selecția se face nu cum ar trebui să facă, ci din punct de vedere financiar, dacă părintele are resursele necesare să poată continua finanțarea copilului, pentru că și recomandarea Federației Internaționale spune foarte clar că până la 14 ani, 14-15 ani, când copilul începe să iasă din perioada de pubertate, Federația nu poate investi. Sigur că sunt școli sportive, sunt cluburi sportive care primesc finanțare astfel încât să poată face copilul gratuit tenisul. Din păcate și aceste cluburi, sau mai bine zis, marea majoritate s-au transformat și fac aceste cursuri de inițiere contra cost, astfel încât părintele este obligat să financeze. Dar ce este mai important, atunci când părintele pășește pentru prima dată cu copilul de mânuță în incinta unui club sportiv, trebuie să îi se aducă la cunoștință care sunt costurile necesare, pentru că cam care aici, este costul? Aici depinde de zonă, de materialele care vrea să le folosească fiecare copil și ce își poate permite. Că, normal, sunt exemple. Copiii se uită la televizor, părinții se uită la televizor, văd diferiți jucători, că îl văd pe Djokovic sau că o văd pe Simona sau pe Świątek sau mai nou Sinner sau mai știu eu cine. Văd echipamentul care joacă acești copii și atunci, sigur că ei își doresc să fie respectivul jucător, așa cum la fotbal sau la celelalte discipline sportive, copiii au tricou cu Messi sau cu Michael Jordan sau mai știu eu cine, ce hobby au sau ce favorit au sau ce sport vor să practice. Deci, din păcate, selecția nu mai este selecție, ci cine își poate permite să financeze, să ducă copilul. La tenis, spre deosebire de celelalte sporturi, sunt foarte multe competiții la care copilul trebuie să participe. Și dacă el începe tenisul la 7 ani, deja de la 8-9 anișori există această competiție pentru copii de tenis 10, acolo unde ei au o minge de burete, dar deja încep competițiile, începe stresul. După 10 ani au competițiile de tenis normal și ajung undeva la 14-15 ani să joace, să aibă cam 20-25 de competiții. Gândiți-vă ce înseamnă pentru un părinte să financeze dacă copilul are potențial, devine campion, este în loturile, face parte din loturile naționale și vrea să aibă un clasament tenis Europe la început, apoi ITF și mai departe, dacă este băiat ATP sau fată WTA, să aibă un clasament cât mai bun, va trebui să-și facă un calendar competițional compus sau mai format din 20-25 de competiții care înseamnă finanțare, înseamnă foarte mulți bani. Finanțarea propriilor părinți, sigur că bani. Da. Sigur că în momentul în care ei ajung în loturile naționale la 14 ani, atunci federația finanțează anumite competiții. În rest, în general, părintele este principalul finanțator și nu le este ușor. De aceea, în momentul în care părintele vine la tenis cu copilul, trebuie să-i se spună cam care este parcursul activității. Foarte bine spunea un domn la un moment dat, zice că noi, spunea
Deci, noi, ca și părinți, ne ducem copiii la tenis, practic le arătăm o ciocolată, nu știm ce potențial au, ce talent au, cât de mult își doresc. În timp, copiii ajung să progreseze foarte mult, își doresc să facă acel sport, acea performanță și ne trezim că ajunge la 10, 11 sau 12 anișori, când copilul este un cu un potențial deosebit, un viitor campion și ne dăm seama că nu putem asigura acea finanțare. Deci, practic, noi îl ducem, îi arătăm ciocolata, după care îi spunem, stai un pic, scuză-mă că nu mai pot finanța și nu te mai pot ajuta mai departe. Sunt foarte multe cazuri în care copiii au ajuns la un nivel, dar din păcate nu au finanțarea necesară să meargă mai departe. O să nominalizez câteva nume, după aceea completați dumneavoastră, pentru că sunt mulți alți sportivi. O finală românească la Wimbledon, aici Alessia Tatu și Andreea Soare, dar și Mara Gaie la dublu la US Open. Trofee câștigate de România, prin ele, evident. Mai sunt și alți sportivi pe care vă rog să-i menționați dumneavoastră. Ce înseamnă asta pentru România, pentru ele și pentru ei, evident, având în vedere că și Simona Halep, la fel când era junioare, a câștigat Grand Slam la Roland Garros, iată că a ajuns la un nivel destul de înalt. Da, sunt performanțe obținute cele două. Au jucat finala Tatu cu Soare, au jucat finala la 14 ani, la Wimbledon. Performanță extraordinară. La fel, ajunse acolo pe finanțarea părinților. Le este foarte greu să continue să aibă un calendar competițional optim. Dar ce face federația? Anul acesta organizăm cele mai multe competiții internaționale. Sunt peste 60 de competiții, sunt 62 sau 64 de competiții internaționale. Dintre acestea sunt 32 de competiții pentru copii și juniori. Deci știm că este extrem de greu pentru un părinte să financeze deplasarea la competiții, să trimită antrenori cu ele și de aceea ne străduim cu parteneri, cu cluburile afiliate, să organizăm cât mai multe competiții în România, astfel încât orice copil cu un potențial să poată juca aceste competiții. Mai apoi vor trece la seniori, unde de asemenea avem peste 30 de competiții în România, de la turnee cu premii în valoare de $15,000 până la turneu organizat de domnul Țiriac de seniori sau cel organizat mai nou de la Cluj de fete, cred că este cu premii în valoare de $250,000. Este adevărat că și noi, ca și federație, la Cluj îl organizează domnul Ciorcilă. Trebuie să-i spun numele pentru că turneul a fost premiat de două ori de către WTA ca cel mai bine organizat turneu, cea mai bine organizată competiție, o performanță extraordinară, pentru că cred că în proporție de 90%, dacă nu mai bine, sunt bani atrași din sponsorizări. Deci, la prima vedere, pare extrem de simplu că a organizat o competiție. Nu, munca din spate este de luni de zile, efortul la foarte mulți oameni, are o echipă extrem de bună. Deci, știu ce înseamnă acest lucru, pentru că și noi, federația, am organizat din 2014, cred că până în 2019, au fost 6 ediții, un turneu cu premii în valoare de $250,000, turneu la care pentru prima dată reușea să treacă un tur actualele componente ale echipei de Billie Jean King Cup. E vorba de Ana Bogdan, e juca pentru prima dată pe tablou un turneu WTA și trecea un tur. E vorba de Jacqueline Cristian, care juca prima dată un WTA și trecea un tur, adică obținea puncte. De Gabi Ruse, care de asemenea. Și sigur, competiție care a fost câștigată de două ori de Simona, o dată de Irina Begu și cred că la dublu Irina a câștigat cu Mitu și cred că o dată și cu, sper că nu greșesc, cu, mi-amintesc imediat și vă spun cine a mai câștigat la dublu, jucătoarea de dublu.